Ambulanța Sălaș a dus la îndeplinire obiectivele pe care le-a avut în anul 2015. În ceea ce privește activitatea din anul 2015 a Serviciului Județean de Ambulanță Sălaș, Liviu Balint, managerul serviciului, ne-a informat. Din punctul meu de vedere, pentru Serviciul Județean de Ambulanță Sălaș, anul 2015 a fost un an plin din toate punctele de vedere. Am stat foarte bine cu bugetul, am primit sume la rectificări bugetare, ceea ce ne-a permis să ne ducem la îndeplinire unele obiective pe care le-am avut chiar din prima zi a mandatului. Am reușit cu sumele alocate de la Ministerul Sănătății să reabilităm clădirea centrală de la stația Zalău, clădirea de la substația Silvaniei, în proporție de 90% aceste lucrări sunt finalizate. Sperăm ca în scurt timp să finalizăm și lucrărilor și ca în maxim două luni de zile să putem să tăiem panglica și să fie lucrările finalizate. Și pentru anul acesta sunt prevăzute angajări la Serviciul Județean de Ambulanțe Sălaj. Se caută atât ambulanțieri, cât și medici specialiști.